cu permisiunea autorului de drept, Dumnezeu, ne uităm prin corespondența unuia dintre slujitorii lui de seamă, apostolul Pavel, cu una dintre comunitățile înființate de acesta. Biserica din Corint, poate cea mai prosperă și cosmopolită cetate a Greciei secolului I, creștinii de aici, formând o comunitate numeroasă, eteroclită, supusă multor presiuni culturale, sociale și religioase, deci predispusă la greșeli, inerente de altfel în creștinismul primar. Pavel le reamintește și în această scrisoare, rămasă în canonul biblic a 2 Corinteni, că suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos și că trebuie să lăsăm Evanghelia să trăiască în noi. Comportamentul și atitudinile noastre n-ar trebui vreodată să intre în contradicție cu vorbele noastre, mai cu seamă cele prin care aducem la cunoștința oamenilor pocăința și mântuirea. Trebuie de asemenea să ducem o viață plăcută lui Dumnezeu și care să fie înțeleasă și dorită și de oameni. Sigur, nu trebuie să uităm că avem un adversar tenace și feroce, Satan, care acoperă ochii oamenilor pentru că se opune Evangheliei. Iar Evanghelia nu este despre noi, ci îl proclamă pe Iisus Hristos. Și asta facem și noi, propagând Evanghelia. Când venim la El, El inundă viața noastră cu o lumină care ne ajută să-L vedem pe Hristos și relația cu El într-un fel cu totul nou. El face să strălucească lumina Lui în mințile și inimile noastre și să vedem gloria lui Dumnezeu strălucind, cum spune Apostolul, pe fața lui Iisus Hristos. În paralel însă, avem și datoria deloc simplă să ne vedem și să ne evaluăm corect. Suntem niște vase slabe de lut, cum spune Apostolul în capitolul 4, versetul 7, dar purtăm peste tot cu noi în aceste vase perisabile Evanghelia cea glorioasă. Iar când o comunicăm oamenilor, le spunem nu poveștile noastre, ci istoria Lui. Îl glorificăm pe Iisus Hristos prin orice mărturie. Altfel n-are niciun rost să o spunem. Nimeni n-ar trebui vreodată să confunde slava lui Dumnezeu cu meritele noastre. Noi pe El îl arătăm lumii și nimic altceva. Apostolul Pavel ne spune apoi ce înseamnă și ce presupune să suferi de dragul lui Iisus. El descrie și evaluează nuanțat situația sa dificilă, astfel încât noi să înțelegem și să ne putem raporta la ea. Dar, ca el, și noi ne putem simți de fapt a fi cei mai puternici, tocmai în momentele noastre cele mai grele sau când ne simțim cei mai slabi. Apoi, Pavel nu considera că moartea este sfârșitul. El se învățase să privească dincolo de ea. Să nu uităm că și noi suntem uniți cu Hristosul cel înviat care nu mai moare vreodată, și că ceea ce l-a ridicat pe el ne va înălța și pe noi. În viață ne confruntăm cu o sumedenie de probleme, dar când începem să le vedem în lumina veșniciei ce stă să ni se deschidă, oricare dintre ele pare ușoară și scurtă, în comparație cu greutatea veșnică de slavă. Nu te uita deci la ce te înconjoară, pentru că toate vor trece. Lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când lucrurile care nu se văd sunt veșnice. Aflăm împreună data viitoare dacă mângâierile lui Dumnezeu sunt suficiente când voi fi pe punctul să-mi dau ultima suflare. Iată ceva ce cred că interesează pe mulți.